Călătorești cu Europa FM. 8:37, ghicești și călătorești. Nu mai știu unde ajunsesem ieri, dar chiar dacă aș fi știut, nu puteam să spun acum la radio. Vă așteptăm pe site pe europafm.ro cu toate indiciile pentru ghicești și călătorești. Dacă vreți să câștigați 1000 de euro, găsiți tichetul de vacanță. Hai să vorbim cu Cristian. Bună dimineața! Bună dimineața, Cristian! Bună dimineața! Salut! Ce faci, Cristian? N-ai ascultat zilele astea? V-am ascultat. Și? Nu credeam că o să intru în direct. Puh, super! Da, acum că ai intrat, ia, surprinde-ne! Da. Pot să vă întreb? Da, da, sigur că da! Te rugăm chiar! Ok, deci, tichetul se află în Freiburg, în catedrala Maicii Domnului. Ce precis te-ai dus! Da. Adică nici măcar n-a rămas în Freiburg, s-a dus direct în catedrală. Eu recunosc că nu știu prea bine, nu e o destinație favorită. E frumoasă catedrala din Freiburg. Da, n-am fost în viața. Impresionantă. Tu ai fost? Uh-huh. Și? Ți-ai scos și tu șapca atunci când ai intrat? Nu că n-am intrat, am văzut-o pe afară că era închis. Era cu biletă. Nemții ăștia închid totul de vreme și... Tu că voi să te duci până la catedrală. Ajungeam mai până amurg așa pe acolo, că aveam altă treabă. Da, să prind amusul în catedrală. E foarte frumos Freiburg, are un centru vechi. În Freiburg am luat amenda aia, mă, din Germania, cu 40 la oră. Nu știi, de au vrut ascultătorii să mă ajute să o plătesc din Germania. Nu, povestești după. A fost anul trecut în septembrie, 14 septembrie, când ai discutat chestia asta. Nu cred. În 14 septembrie și ce am mai auzi? Și în 8 septembrie ce am făcut? A, nu mai țin minte. Stai, mă, stați un pic, stai, nu trece așa ușor. Cristian, de unde ții tu minte de dată? Adică, cum ți-ai amintit data la care s-a întâmplat povestea? Am uitat pe mesaje, că am scris lui Luca un mesaj. A, asta era. A, ok. Cool. Drăguț. Hai, bine, răspunsul este nu. Îți mulțumim tare mult, din păcate, ești simpatic, ești, uite, și ascultător serios. Și mersi, ce tare, bă, uite cum a făcut conexiunea, da. Bum. Deci mulțumim. Nu e în Freiburg în catedrală. Nu este, nu este. Am înțeles. Am înțeles. Nu e în Freiburg. Ok, catedrală. Bun. Mulțumim foarte mult. Numai bine, Cristian. Așa. Și catedrală. Ionuț. Ionuț. Pe Cristina este Cristina, cu noi. Bună dimineața. Ionuț a fost. Bună dimineața. Bună. Ce faci, Cristina? Bine, vă ascultam cu interes. Mm-hmm. Cu interes. Ai fost vreodată în Germania? Nu. N-ai fost. Am fost noi să punem tichetul de vacanță. Da, asta se pare. N-am putea să facem asta fizic. Băi, eu am făcut-o. Zine, Cristina, întreabă-ne. Cumva tichetul este în localitatea Karlsruhe. Eram și o echipă de fotbal. Ba da, în continuare. Și i-am bătut noi pe vremea aia. Erau vremuri cu Dinamo da. Karlsruhe, da, în anii 80. Da. Cristina, nu e Karlsruhe. Nu e Karlsruhe. Nu mai e de actualitate că nu au o echipă bună de fotbal. Da. Ana, ultima încercare pentru săptămâna asta la ghicești și călătorești. Bună, bună dimineața. Bună ziua. Bună. Bună ziua. Mm. Este cumva un loc de petrecut pentru întreaga familie. Ai un cățel acolo sau mi s-a părut mie? Da. Ia uzi sunetul. Ce cățel ai? E un cățel. Metis? Da. Am înțeles. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Suspansul e tot mai mare. Tensiunea. Deci a zis loc de petrecut pentru întreaga familie. Pentru întreaga familie. Iar răspunsul este... Da. Da, da. Ai tu ceva plan aici? Da, mi-am făcut un plan. Ia să vedem noi. Da, 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 te simt că Luca, un plan. Scuze, Luca a zis azi că se dau bani, eu zic că nu se dau. Eu zic că se... Aia poate să-i dăm. Ți-e frică să-ți asumi răspunderea. Ziana. Ziana. Este cumva Europa Park, parcul de distracții pentru întreaga familie. Europa pa. Este lângă Freiburg. Tichetul de vacanță este în Europa Park, da. Aflat la mică distanță de orașul Freiburg, Europa Park găzduiește parcul. O sumă de distracții pentru întreaga familie. Răspunsul e corect. Este în Europa Park.
Ați văzut ce repede am ajuns în Europa Park? Da, nu mă așteptam, adică plecasem spre Freiburg, după aia Karlsruhe, zic că... Odată ce s-a restrâns la Baden-Württemberg, era clară situația. Dar nu mai. Stai că e concentrată Ana. Da, 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 păi de asta noi mai stăm de vorbă aici, cât Ana să se gândească. E cu cineva, Ana? Deci Europa Park, tichetul de vacanță. Acolo sunt mai multe lucruri. Unele de un fel, aici vă trebuie de și puțin noroc. Da. Unele așa, altele așa. Nu știu cum să explic eu fără să se... N-am voie să zic nimic. Gata, nu mai zic nimic. Nimic? Ha? Mai... Nu mai spuneți nimic, nimic? Nu mai spunem nimic. N-avem voie să dăm niciun indiciu. Niciun indiciu. Dar da, se întreb, dar ce se află acolo, la Europa Park? Ce este acolo? E un parc de distracții, Europa Sunt Park. Sunt multe distracții, nu? Da. Hai că Ana știe despre ce... Ai fost acolo? Nu, nu am fost. N-ai fost. Da. Nici să mergi, să mergi acolo. Freiburg, nici da. Să nu te duci vreodată. Să te duci în Europa Park. La ce am auzit că e acolo. Nu e adevărat, e un loc foarte frumos. Foarte fain. Da, e mor de inimă. Și ți-a plăcut la Freiburg, pentru cei mari, e foarte frumos. Ana? Las-o, las-o să se gândească, nu? Hai să avem puțină răbdare cu ea. Las-o să se gândească. Probabil că ai intrat pe site sau ce faci? Cauți o idee acum? Mă gândeam unde poate să fie biletul, dacă tot am ajuns așa de aproape de el. Da, da. Ești pe acolo. Dar locul înțeleg că e mare. E destul de mare. Are câteva hectare, da. Mergi de behăi prin el. Cu copii, te bate soarele în cap, pe apă. Bere, au bere. Puțin obișnuit pentru un loc de petrecut cu întreaga familie, dar nimeni și sunt foarte atenți la acest aspect. Și asta nu e un indiciu, Ana, să știi, nu te lua după. Nu, noi vorbim aici ca să mai... Auzi, au și cărnați de aia nasoi cu cari? Nu, no, cari nu sunt nasoi, ba da, au. Cu cari? Da, sigur că da. Aoleu. Ai mâncat? Am mâncat eu, da, în zona englezească de acolo. E, lasă-mă, dar nu e... Da, acum aș mânca... Păi, mă gândeam... Un hodoc cu varză. Stai o secundă, că a revenit Ana. Ana? Ia zi, Ana. Și hreană. Da. Și muștar. Mă gândeam să fie biletul la intrare la casa de bilete, ca să putem merge apoi peste tot cu el. Ai și tu un planul tău și logica ta, ce să zic. Mai este și un far interesant, dar... Cine sunteți? Izbita în zid. Iubin Ana. Iaca. Și ce doriți în zi? Biletul de vacanță. Aveți în zi bilete de vacanțion, Ana? Istud midlight. Deci rămânem la întrebarea ta. Este la casa de bilete din Europa Park? Asta este întrebarea ta, da? Da, da, da. Păi, unii oameni ghicesc cum gândim. Sau nu? Da. 1000 de euro pentru Ana! A găsit tichetul de vacanță în această dimineață la Europa FM! Bravo, bravo, Ana! Măi, Ana, măi! Frau Ana, hire zi de tichet de vacanționă. Ia, da, ia, ia, ia! Dacă eu vă spun că am un simț. Bravo! V-am bravo, spus bravo, că bravo, are bravo, șanse Ana. Mari. Da. Da, de ce ai ales, casa de bilete din Europa Park? Adică la poartă. Da, la intrare acolo. Și de ce n-ai ales un roller coaster? Pentru că sunt foarte multe. Trebuia să ajung prima dată la roller coaster și așa mai departe. Mm-hmm. Deci trebuia să intru, mă gândesc, locul. Mai era un far interesant acolo. Sunt multe făcea. Lucruri interesante. Acum, uite, zic că de far ne ardea nouă, n-auzi că avea o bere. Ar fi fost răutăcios. Pentru soțul nu-i era ideea cu berea. Pentru că poți să ascunzi așa dacă ești răutăcios în al treilea vagonet din roller coaster-ul 7 pe dreapta, știi? Și nu are rost. Ana, fii atentă. Ați câștigat 1000 de euro în această dimineață împreună cu soțul tău. Înțeleg că ai lucrat la treaba asta. Da. Eu zic că suficient cât să vă pregătiți un drum până la Europa Park. Nu știu dacă vă plac distracțiile de genul ăsta, dar o să rămâneți cu o amintire unică de acolo. Mai ales dacă ați luat banii la Europa FM cu tichetul pus acolo.
Da. Dacă nu ești genul care să se dea roller coaster, eu zic să te duci până la poartă, te uiți și faci o poză și pleci. Nu e adevărat. Pentru că roller coasterele alea sunt... Dar nu e vorba doar de roller coaster acolo, adică sunt și alte lucruri frumoase. Poți să te distrezi și fără să te dai într-un roller coaster. Poți să te plimbi. Cărnați da. Și bere. Mănânci. Asta. Da. Pentru cârnaș și bere, da, poate. Felicitări, Ana. Bravo, felicitări. Mulțumesc, bravo, bravo, bravo. Mulțumesc, mulțumesc. S-au dat banii astăzi. Cine ascunde luni tichetul? Păi, eu nu m-aș băga. Ne mai gândim. A? Nu te-ai băga? Eu sunt traumatizat, că ultima dată când ai zis că nu o să ghicească niciodată, s-a ghicit în prima zi. Deci, nu știu cum să fac. Hai că mai bine, l-ascunde Vlad. L-ascunde Vlad, da. Gata, Vlad l-ascunde. Trezește-te în cel mai bun mod. Best morning ever. Asculți deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. La Europa FM.